Acum în casa Mireasa mai există și Alina, să nu uităm acest aspect, doamna Daniela. Mă, ești curând. Ce face Alin? O alintă pe Alina sau suferă după Adelina? Așa bate Adelina prin televizor. Sparge televizorul. Așa face să uite pe Adelina. Păi nu știu, vă întreb. Eu vă întreb. Păi Alina, nimic. Alina se îndreaptă tot, spre Radu, da, și Radu spre ea. Deci a fost nostalgic la petrecere sau... Nu, au dansat ca prieteni în toți trei. Radu, Alin și Alina. Un trio. Vă pomenește. Păi acum se uită la televizor, cred că mă înjură de... Să aducem puțină aghiazmă. Cred că mă... Da, eu tot o pomenesc mere. Salutați-o, că se uită acum dumneavoastră. Da. Dar de ce să nu o salutăm? Ba da. Exact. Bună, Adelina. Îți merge bine afară? Da, v-a pupat când a plecat. Aveți un mesaj pentru ea? N-am mesajul. Vă simțiți mai liniște? Dar poate aveți un mesaj de la Alin. Pentru ea. Pentru ea. Nu. A zis cu așa. Dar dacă ați avea, l-ați spune? Alin vorbește cu ea prin antena Play. Așa că... El vorbește și ea n-are nimic împotrivă, sau cum? Nu, dar azi în emisiune n-a intrat în direct. Da. Ba da. Păi atunci, dar ce a vrut ce să spună cu scrisorile acelea? Că a zis că noi, familia, suntem contra, nu cei de afară. Contra ei. Greșit. Da. Păi, dacă doar familia, atunci de ce a fost eliminată? Nu, ea s-a luat doar de aspectul ăsta că... Eu nu înțeleg că familia, și... adică să aibă atâta ură pentru cel văzut bine în familie, adică Alin e văzut bine de toată familia mea. De ură, frații ură, mei, da. De... Ură, dar v-a pupat. L-au pupat când a plecat. Da, și doamna Daniela a stat pe scări, n-ați condus-o până la poartă. A stat acolo și l-a citat. Și urmă am ieșit. Păi da, și urmă am ieșit cu Ioana până la poartă. Cum? Am ieșit. După ce a coborât Bogdan cu Ana, am ieșit și noi două. Dar eu n-am văzut bagajele. A plecat la o cafea? Bagajele le-a dus aici la stat. Nu putea să plece. Aveți grijă dumneavoastră de ele. Că de obicei am văzut bagaje ieșind și am mirat că nu am văzut bagajele. Nu-i dădea drumul pe stradă așa, deci o lua o mașină și o ducea acasă. Ce, n-ai văzut bagaje? Hai că ești culmea. Păi tocmai nu poate să ne gândim și la... Doamna Daniela, vă simțiți mai liniștit acum? Îl vedeți pe Alin mai bine? Pe Alin îl văd, adică mai, nu știu, deocamdată, că e la început, dar... Și dumneavoastră sunteți mai relaxată. Mai liberă. Alin e fericit când e și mai deschisă să vorbiți, doamna Daniela, că la un moment dat vă trăgeam cuvintele cu cleștele. Era supărată, neagră de supărare. O supărată ultimele. Am dreptate? Ziceți că dacă eu vorbesc prostii...